Salut, prieteni, și bine v-am găsit la un episod de Gothic 3. Să continuăm. În episodul anterior am completat niște misiuni prin Emora, dar nu am aflat cine este liderul acestui setup, pentru că ăștia au niște reguli destul de dubioase, sincer, așa, adică de ce să nu zic, bă, cine e șeful? Eu trebuie să oresc cu șeful, băi, totul că am multă treabă. Și hai să orim și cu celălalt, să vedem. Poate aflăm în cele din urmă cine este comandantul aici. Și am mai rămas de că ruselor are o fiesta. S-ar putea să fie asta, că este cam aici la pândă. Welcome to Nemora, stranger. We can really use a strong man like you. Hai să vedem cum pot să ajut. How can I help? You could lend us your strong arm. A caravan of Hashishin has recently settled where the pass to the desert begins. They say that the desert merchants were all killed by snappers. If we hurry, we could still recover the goods from the desert. Ok, voi recupera bunurile din deșert. Recover the goods from the desert. All right. But watch out for the snappers. They're still bound to be in the area. You need more people? We definitely still need a strong man to stand guard on the lower entrance to Nemora. If we don't watch out, the orcs will overrun us in the end. If you meet anyone you think might be right for the job, bring him here. Ok, brodere, hai să vedem dacă e șef aici. Recunoști sau? We do not reveal the identity of our leader to just anyone, my friend. If the orcs got wind of who they have to kill for Nemora to collapse, he'd be a dead man. I see. I'm thinking. Ok, brodere, dacă tu zici. Hai să facem aceste două misiuni pentru domnul Russell. Și a zis că trebuie să-i ducem un paladin care să poată face aici mâncața și curata. Uite o sabie care stă în aer. Un individ, da, ia uite-l pe ăsta. Frumos. A zis că are nevoie de cineva care să păzească partea principală a Nemorii. O să găsim un paladin în apropiere și cu el o să mergem și în deșert, o să ne aduc acolo, să ne ajute cu bătăliile periculoase de pe lângă deșert. Și chiar o să avem nevoie de ajutor, pentru că sunt foarte, foarte mulți bandiți. Și să nu uităm că șcăm cu Hardinos, totul pe Hardinos. Ce jale. Acel paladin ar trebui să fie undeva prin apropiere. Aici sau undeva, stă la un foc. Dar aș vrea să cercete și toată paștea asta, ca să o curățăm așa frumos, mai facem experiență. Avem nevoie de experiență și de plante, bineînțeles. Ia, ce mai pe aici? Puraș, omorăm și puraș, tot omorăm, 10 experiență. Facem un level la 10 ani, acum omorăm numai puraș. Experiență din epuraș. Nu mai nimic pe aici? Cerp, mamă, rinocerp, ăștia n-aș vrea să o dau. Numai să iau câte unul, dar nu cred că pot să iau câte unul. Azi, nu mă spun ce am primit cu ăștia, holy shit. Puște tutu că vine turma. Bă, dacă ai venit numai tu, ar fi ceva. Da, dăm ceva damage. Dar dă și el, vă dați seama dacă vineau toți și dădeau o dată mine, era mort, dintr-o lovitură. Nu prea e cum să dau și bizonii aia vine iară tot așa, grupați. O să fie greu să iau câte unul, dar cine știe, poate. Eu unul singur, mâncați așa și curata, veniți toți. Ai vrea să iau mor, că dă experiență faină ăștia. 200 de XP. Ok. Se dai un pic mai mult în spate la ăștia. Ah. Dacă se apropie foarte mult de tine, atunci te atacă mârlănuiul. Bine, stai, hai să băgăm niște cărnițe, nu mai avem cărnițe. Uitați-vă și voi câte viață ne dă o bucată de carne, deci, care e convenabil. Și ăștia dau 4 bucăți de carne. Rinocerii. Hai. Pe mine. Ah, m-ai nimerit, un pulan, ciule. Uite, bă, iar m-ai nimerit.
Și din nou m-a nimerit. Ce se întâmplă, brodere? Așa cu fast attack, dar... Nu te cred. N-ai cum, bro, n-am putut să dau nicio lovitură și am făcut aceeași tactică. Vedeți și voi cât e din nerva în jocul. Deodată, pentru că faci aceeași chestii, la unii merge, la unii nu. Unii parcă îți bag oiți. Efectiv. Oh my fucking god, sper că am salvat și n-am salvat Fenter. Nu am salvat. Ba, am salvat, e bine, bă. Mamă, uitați-vă câți am omorât, erau doi. E enervant, frate, e enervant rău. Nici cu fast attack nu mergea. Stai posedat. Iau. A, și Nimbus ăsta. Ia uite, uite-l pe Nimbus, n-a decis să se învârte, frate meu. Uite, iară. Lol, ce bug. Lol, ce bug. Lol, ce bug. Super nașpa. Super nașpa. Hai, dăm un save. Că e jale, m-am lămurit și cu ăștia. Nice. Încă unul trecut pe listă. Da, am înaintat destul de mult cu jocul. Mai avem decât două orașe și am terminat cu Mertana. Nu știu cum o să face cu Vanguard-ul ăla, o să fie greu cu orice. Am bulanciul mai repede. N-am trecut de la el, de la ăsta. Bineînțeles că o să vine și ăla. Dau cu deces. Deja i-am dat. Ia să văd, nu, dă-i o parcă de aici. Uite bă că a urcat la mine, what the fuck. Am mai să încercăm cu amândoi, bine, dacă suntem în stare. Să-i batem pe amândoi. Am putut. Da, hai să-i dăm fuga, că e jale. E jale cu amândoi, dar mai încerc o dată pe antenă. Și au... What the fuck, au viața full acum, lol. Mișto. Deci am dat lol și când dai lol, au viața full. Mișto. Am anumat-o. Hai. Hai, mă. Bine că avem poțiuni. Bro, mă lași pe mine să dau două, trei bucăți așa frumos. Ia uite la el. Mă împunge de hanea. De hanea urâtă. Hai să mai băgăm și niște cărnițe de asta, că e jale. E jale, dacă vă gândim apoi să mai vă gândim și pe o carne, că prindem putere. Știi ce zic, brodere? Cred că mai rămas vreo doi acolo. Hai să mergem să vedem câți rinoce au mai rămas.
Aici n-a mai rămas niciunul. Pa, au mai rămas încă 3. Holy moly. Nu mă vede nimeni. Poate aș fără, da. Ăștia scări, frate. Ăștia scări. Ia de aici. Blood aici. Și mai rămas 2. 2 netăfleți. Luăm și plante. A, unde te duci, nenorocitule? A. Să încerc o altă tactică, dar nu știu dacă merge de fiecare dată. Nu prea merge. Nu prea merge. Bagă puțin de tutu pe șale. Dar mă duc să-i pișc o bucată de aia bombardiere de la mine de acasă. Hai că te-am dat de la mine de acasă, nu de la mine de acasă ne-am dat. Mamă, lasă-mă. Nu, nu te cred, frate, nu te cred. Bro, deci unii merge atât de ușor, pur și simplu, alții... Hai de nou. Ia uite. Uite bă, nu pot să-i dau la ăsta cu stroke attack, frate, incredibil. Deci e nebun ăsta. Nu, nu merge cu strongle ăsta. Deci nu merge efectiv, uitați-vă și voi că nu merge. Wow. Wow, wow, wow. Mișto. Bă, hai să vedem dacă a mai rămas ceva, deși nu prea cred. Cred că ăsta a fost ultimul, sper să fie fost ultimul, că e șale, dacă nu. Da. Asta cred că am luat deja, nu? Da. Și totuși, hai să mai aruncăm o privire prin zona asta. Așa, în apropiere. Nu știu dacă o să termine un episodul ăsta într-un singur episod să omorâm toți banditii și toate alea, că e atât de greu, foarte mult. Foarte multe chestii de omorât până acolo. Mă, asta a încurcat până mai mult, mamă, că-și cer. Une plecați, domnișorilor. Cer bani. Gata, și de aici e deșert, tot de aici e deșert. Mă, cât e de cald, că nu mai pot, nu mai pot căldura asta. Sper să se răcească, nu-mi place căldura deloc. Frigul, frigul, bă, să fie frig, cât mai frig. Să vină iarna mai repede. Iarna e cel mai fain. Abia aștept să vină iarna, să fie o iarnă de aceea așa faină, grea. Cu omăt și cu nămăt. Și avem aici focul și pe domnul Paladin. Hai să vorbim cu el, dar nu înainte, să plășim niște cărniță, băi, tat, băi, Carlin îl cheamă pe ăsta. Am așezat lângă el. Să ieși eu niște cărnițe, tati. Să de bucăți.
Ăla mănânc un măr. Bă, un șmere, rupte. Să fii sănătos, știu, brother. Wait a moment. I've seen you before. Almost everybody seems to know me here. Weren't you a paladin too? At any rate, you've gone into a battle against the orcs before. I can just tell from the way you look. The paladins are a thing of the past. Yep. It's a tragic story, all right. As soon as the rune magic left this world, the orcs descended on us like flies. We were so confused that many of us just up and ran, including me. It's probably the reason why I am still alive. Well, I am an experienced fighter. So I can imagine. My deeds aren't completely unheard of in this part of the land either. I think I could still teach you a thing or two, if only I hadn't lost my rune magic. Without it, I'm not half the man I used to be. Da, bineînțeles, vrea și asta puterea. Arbalet, maestru cu spada. Bă, aș fi învățat și chestia asta. Carry on like that. Am învățat 5 string ca bow. You don't have the necessary. What are you doing here? I'm waiting. For what? A good opportunity to make use of my fighting prowess once again. I've still got an account to settle, you know. The rebel camp Nomura is looking for new recruits. I actually had thought about joining the rebels, but first, I want to end what I started. What are your plans? Back in the war, I had a comrade in arms. His name was Kurt. He was a paladin like me. We fought for the king side by side. But when we lost the war, Kurt completely lost his mind. He started killing and robbing simple peasants. He was a completely changed man. Not much. Only that the fire mages are looking for them. I think that Kurt once carried one of those things, but I may be mistaken. I see. Where is Kurt now? He has taken up company with the worst rabble in all of the Midlands. He and his gang have dug themselves in at the Pass to Verrant. They attack everybody who dares to cross the pass. Why did Kurt crack in the first place? He simply couldn't come to terms with our defeat. I tried to make him see reason, but in the end, he tried to kill me as well. Holy moly. What are you going to do with Kurt? I swore to myself that I would stop him. I just want to get close enough so I can kill him before he does even more damage. Da? Să-l atacăm împreună pe Kurt. Let's take on Kurt together. See? This is just the opportunity I've been waiting for. Draw your weapon and follow me. It's going to be a bitter battle. Da, și mergem în Varant cu domnul Harlan. Ca să-l omorâm pe domnul Kurt, care a nebunit și atacă pe oricine vede și nu e bine. Nu e bine, nu vrem să întâmple așa ceva. Pare că Harlan s-a răzgândit. Ce vrei să faci, domnule Harlan? Zi-mi și mie. Mamă, cât e de cald, că abia mai pot vorbi. Deci foarte, foarte, foarte cald. Și eșale. Sperăm că se va mai răci un pic, e prea caniculă. 30 ceva de grade afară. Bă, stai așa un pic să vedem dacă pe aici a mai fost sau n-a mai fost. Că pe aici n-a mai fost. Mamă, cât pești avem. Dacă ne va ajuta și Karen să-i omorâm, avem 3 spinticători. Îi vom lua pe toți. Hai, domnule Karen, copii. O să vină toți cu mine, asta e chestia nașpa. Poison, bineînțeles. Hai, Carlin, dă-i și tu, tati.
Nice. Bine, Carle, mersi mult de ajutor. Ai fost un nimic, să moară Gibran dacă ai fost bun la treaba asta. Sper că cu bandiții îți vei sta altfel și vei da ștunii. Bun, nu mai există aici un chest cu niște chestii nefolositoare. Sabie rufinită. Bă, eu o să dau o tură și pe aici, pe jos. El o să mă aștepte oricum aici. Băgăm și noi un antidot de asta, pe că am băgat două. Și vreau să arunc o privire și pe aici, pe jos, pentru că m-a rămas bestii. M-a rămas animale o grămadă de omorât. Ok, nu știu cum o să fac eu. Hai mă, vorbesc serios. Nu știu cum o să fac cu căcații ăștia. Așa sunt niște goblini puțin mai uriași și sunt foarte, foarte puternici. Cred că o să-i aduc la Carlen. Încerc eu să iau câte unul. Să bat eu. Dacă nu va merge, o să mergem la Carlin. Vreau să omor. Dar nu știu dacă sunt în stare de unul singur. Foarte, foarte puternic. Mamă, ce damage de la house dau. Bine, l-am bătut. L-am bătut și singur. Ne băgăm niște cărnițe. Și să-l batem și pe ăsta. Mamă, sunt doi, nu e bine, cu doi nu, cu doi nu. Niciodată. Abă, mama. Nice. Este experiență. Experiență chiar frumoasă. Hai să-l batem și pe ăsta. Să-i dăm să zacă ca la carte. Asta are decât două atacuri. Aia rapidă, care o dă, și asta încetă, de asta. Asta mi-o mai prinde, cealaltă nu prea. Am timp să mă feresc. Norocitule. Mai da, în mine.
Blangiule. Bun. Păzeau două chesturi. Ia să vedem ce se ascunde în asta, că stai la bombarderul. Nimic. O ceață. Reamind de ceață. Mai erau niște găini pe aici, dacă am văzut-o bine. La ele. De la ele, frate. Bă, mă bat găinile mâncate, aș curat, aș vreau să mă duc, să mă bat în Vengar cu orice. Bă, mai ies animale pe aici, oare? Sau? Sau au fost ultimele? Sper că au fost ultimele, nu cred că mai sunt, că până aici am venit, da. Mai erau niște spindicători pe acolo, pe undeva, în zona aia. Am atât. Da, uite, sunt niște rinoceri. Vreau să fac un sal de la nebun. Vreau dacă reușesc până pe partea aia, am reușit. Iar ăștia, frate, și-au venit și doi în partea și ori. O, e bine. A venit ăsta după mine până în sus, nu vine să cred. Oh my god. Nu, te rog. Ulala. Nu vreau deces. Nu acum. Destul de nașpa cu rinocerii ăștia, au atacul ăla așa handicapat, păstesc, nu prea îmi place mie. Mamă, s-a lăsat seara, nu cum este, dar eu vă doreai. S-a făcut noapte. Sper că găsesc și eu un pat pe aici, undeva, prin apropiere. O să-l merlim și pe ăsta, așa cu stil. Până acum mă dai tu jos pe mine, nu pot să-mi dau seama. Bun. Bineînțeles, avem bestia umbrei chiar două. Nice. Astea sunt mai ușor de omoare, că au atac mai ușor. Le dăm în spate, vedeți? Doar că rezistă mult, mult mai mult. A, nu, veni și tu. Ce ai venit și tu, mâncați-a și cu atac, încă n-am omorât o păstoră ta. Acum o să fie nașpa. Mă prind astea într-un atac, ăla a murit instant. Da, a murit. Poate că nu. Nice. Bun, am rămas un nice magic să mărești pe aia. Bine că găsim un pas și să ne întoarcem la domnul Carlin, că deja ne așteaptă de foarte, foarte mult timp. Uite un vespid ăsta handicapat, ce îmi place mie. The poison. De alta. Ia, bă, se putea să nu-mi dea el poison.
Alea tot. A. Trebuie să ne și încărcăm un pic arma, să vedem așa mai cu string. Ah, nu. Holy moly, cu bucata dacă mai am dădea, ăla era. Mai băgăm două poțiuni. Și aia e pe tupul. Aproape am făcut level. Da. Mai avem. Bun. Vipere. Până au și ăștia un pat pe aici. Hai să mergem mai departe, să vedem unde a rămas domnul Farlin. Cred că am urât cam tot. Nu a mai rămas mare lucru. Farlin e aici, se bate cu un troll. Holy moly, a primit tocmai o bucată. Am pescar doi troli. Dă-i mă la spate mâncatea și curata, domnule Clar. Eram sigur că întreb fata aia. Nu, te rog. Am cât de zitar și trolii ăștia, nu vine să cred. Farlin ăsta nu dă niciun damage în față. Așa, brodere, că mai e unul. Mai e unul. Let the fun begin. A, că a dat el cumva de la distanța aia, de aia timp și-a leu. Bine, Farlin. Dei, Farlin, dei. Ăla-i tatăl. Ăla-i tatăl. Bă, beau la cât de apă nu mai fac. Îl dura să trebuie să vei apă, tatutu, că e jale, chiar e jale. E jale. Două chesturi avem aici. Așa, brodere, să ce ori dai și eu. După aici. Cred că erau niște sniperi prin zona asta. Fort, aici trebuie să avem și un pat. Ca să facem și un pui de somn. Nu mai văd nimic. Am, 3 bucăți. There are more of the beasts.
N-am 4 cărți. Dă-i Carlin, dă-i tată. Pa. Nice. There. So much. Bine, domnule Carlin, bravo. Așa da, mi-a plăcut. Mi-a plăcut cum ai luptat. Am bag numai poțiune, la rămân fără și jale. Mai avem și niște cărnițe, nu? Rădăcina dragonului. Super. Marfă din deșert, avem nevoie de asta și n-au pată, ăștia nu vine să cred că nu e un pată aici, tati. De ce nu e pată, tati? Bun, mai departe. Cine va face asta? Hai bă, nu te fletine. Îndată vin bandite, vine domnul Cart, stai bere cadar. Bă, sper să termin până ora în episodul ăsta, mai avem undeva la 20 minute. Din acest episod, că aș vrea să terminăm și Nemora și să începem Gelda, nu? Care e unul dintre cele mai mari orașe și Silde, nu? Care mergem în Vanguard? Vanguard și Paring. După aia ne gândim dacă mergem în Normar sau mergem în Deșert. În Varal. Ce o peșere aici? Aici ar fi să dăm de bandiți, da. Let's go. O grămadă chiar. Sindicat ar fi să luăm câte unul în pana mea. Nu v-am luat eu doi și de ăștia cu scutul. Ce-o șansă cu doi. Ce-o șansă cu doi, brudere. Uite, aici era o peșteră, trebuie să vin, să vin și aici. Am unul singur. So I'll get you after all. Haren, nu cred că va muri el așa ușor. Am atus singur. Bă, ce tare și ăsta, dacă ne dau cu înjunghiere și cu stil, e jale. E jale. Da, o să consumăm poțiunile cu ăștia, nu mai bani nici o carne, că miliani. Ăla încă se bate sau cine avea face, da bă? Mamă, că ți-au venit pe mine mâncața și curata. Stop right there. Ame, unul singur. Bă, unul singur și ăștia vin toți. Mă, ce mă nervează. Am zis, cu ăștia să avem greu, tate. Am doar tu, așa. Dacă n-aveau scut, era o treabă, dar au și scut și barează în continuu. Dacă nu pot să-l înjunghi pe ăsta. Doi. N-aș vrea să dau sec, nu aș vrea să mă arăt la unul de alta. Ăla încă se bate acolo, n-are treabă. Și nu sunt foarte puternici ăștia, asta e chestia, nu sunt așa de puternici. Hai să batem pe ăsta, că ăsta e un pic mai tare. Thank you.
Scade jos bolangiu. Hai cât barează. Ok, bun. Următorul. Se poate aia, frate. Wow. Bandit dur. Asta e tare. Barează, bineînțeles că în continuu. Ah, brodere. Amin. Ah, trebuie să ai și răbdare cu ăștia, frate, trebuie să ai și răbdare. Se mai bate meu, am murit. Cred că dacă desfesc, nu mai văd. Nu mai văd. Și nașpa, dacă desfesc, care nașpa. Am nevoie de el. Hai că m-am ajuns, iată pe ăsta. Harlin, ai murit, tate. Sper că nu. Nu, bă, încă se aude. Nu moare el așa ușor. Da, bă, încă se bate care, ne-a uitat la acolo, mâncața și gura. Da, ăștia la alții uită, adică, interesant, și când vin eu, vin toți pe mine. Asta cred că e un combo foarte bun, două de strong și una de fast. N-a avut nicio șansă asta. Aaaa, mă, trei bucăți aici, nu e bine, nu e bine. Uși, tate. Hai să mai dăm un save. Bă, vine ăștia pe mine, frate, amândoi nu e bine deloc. Bă, unul singur vreau și eu, unul singur. Așa. Ah, m-am jungat al primul. Ia mă, pula în jungă de aici. Vreau așa se face. O luptă pe cinste.
get you after all. Hai, nenorocitule. A, bă, cum dă el înaintea mea, nu pot să-mi dau seama. Uite, iară. Îl bate-o pe ăsta. Rapid, așa. Nothing to be had. Okay. Ah, nenorocitule, vino qua. Carlin, în spate să avem un cartea și curată. Hai să-i dăm la nenorocit să zacă. Mă, ce bucăți de ăsta. Uli muli. Dă-i. Echipa pe cine să te iau aici? Uuuu, așa, domnule Carlin, să văd câte viața ai, mă mare viața, fără nicio treabă. Da, așa, să colectez și eu de pe aici, domnule Carlin, s-a făcut noapte, nu mai văd nimic, ca să moară și Bilan. Are nicio problemă. E, așa. Chiar că s-a lăsat seara, ca lumea, pe aici. Nu mai vezi nimic. Era și o peștere, n-a mai fost în ea, dar o să merg eu în episodul următor. Bă, mai avem timp, mai avem vreo 10 minuțele, măcar să-l batem pe cartea asta. Ca să fie treaba. Ar fi super dacă l-am putea bate acum. Bun. Hai, mai departe, băgăm o poțiune. Și dăm să zac. Aici sunt foarte mulți bandeți, în partea asta unei cărți. Hai, șeful. O să fie greuț. Cum uite cum stau acolo, nenorocit. Now it's your turn. Stop right there. Bineînțeles că m-a unii norocit ăștia. Am unul singur. Unul singur, așa. Ha, tu. Hai, vino vă. Carlin se descurcă cu toți, el e puternic. Mă, ce bucată am dat cu fast attack. Criticalos. Am unul singur, bro, unul singur, ce înseamnă asta? Bine, sunt câte doi. Dar vine amândoi că-s prea apropiați unul de altul. Că naiba. Hai să încercăm să o dăm cu amândoi. Hai, mă, vorbesc serios. N-ai cum să o dai cu doi, că îți dă celălalt handicapat, pe ăla nici nu pot să-l dau jos. Ana, când ajungeam pe ăsta era... Bine, nice, așa da. Ah, 1v1, bulangiule. Hai. Vedeai câte nenorocitule.
A murit și Kurt, nu? Ăsta, Carle? A murit Carle, nu, bă. Nici nu e bun. Ăla-i Kurt, ce vine încoa, cred. Tu ești Kurt. Nu-i Kurt, nu-i Kurt. E bandit dur. Bolangiule, mamă, n-a ce s-a făcut noapte, nu se mai vede nimic. Bandit furios. Azi zi-mi cât e furios, ești Bolangiule. Oh, ai făcut brodere. Bă, bună arma asta. De damage, fine. Mamă, ce drop frame-uri. Hai. Hai, Carlin, amândoi. Ba. Hai. Ba. Dă-i. Ba. Nice. Kurt, unde ești, nemernicule? Arată-te. Uite-l. Eu o leau pe Kurt. L-a luat ăsta, mamă, cum arată Kurt. Foarte puternic. Bineînțeles. Până le înjunghi odată. Da. A, nu cade jos, Bolangiu, bineînțeles că nu cade jos, că de la bombardier el. Nice! Focal de foc, bine-s. Te ajut, te ajut acum, domnule Carlin. Hai răbdare. Dă-i, dă-i să pute. Dă-i să pute la mărlan. Still got it. By Enos, the pass is bigger than I thought. The paladin Kurt is dead. Thank Enos. There must be no such thing as a renegade paladin in the Midlands. Here. Take my gold. My mission is now fulfilled. Now that we're here, I might as well show you the desert. Fine. Show me the desert. It's not far from... Hai răbdare un pic, brodere. Nu te du. Bă, na, o lumină. Am și o tortă, ceva pe aici. Da. Să văd și eu ceva. Am uite câte plante aici. Nice. Let's go. Nu vreau să ratez absolut nimic. Și Carlin nu a fost zilul lui puternic. Uite, nici nu mai de viață mea că nu i-a luat. Ce muzică frumoasă. Uite pe nenorocitul ăsta. Ce vrea să facă mâncația și curată? Stop right there. Tear your head off. Am ocupit-o de el, Carlin, mai mui și pe aici. Dar nu prea are șanse, domnul Carlin, se bate mult și multe. Hai să arăt eu cum se face. Vaci brudele. Am I good or am I good? I'm good or am good? Now it's your turn. Bă, mai sunt mulți bandiți, mamă, uite cât sunt aici, mâncați, ia și cura ta. O
Holy shit. Ma, wow. Fugi, tată. Fugi, 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 fugi. Stop right there. Now you're gonna bleed. Fugi, tătuțul, că e jale, mamă, cât bandiți erau aici. Am unul singur, bro, nu veniți trei cu unul. Mâncați-a și cura. Tot intră. Da, în pana mea. Am o înjunghiere vreau. Atât, ăla-i. Bam. Bam. Ok, hai să dăm un save. Ce muzică frumoasă, din Varan. Hai, 1v1. Ok, nu știu ce s-a întâmplat acolo mai exact. Hai bro, vorbesc serios. Să zici că e baguit. Nice. Nice, 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 nice. Bă, și mai sunt încă, frate, încă mai sunt. Ce latră câinele, nu știu dacă s-au mut de la latră câinele, cred că strigă cineva. Dar nu mă duc până ne termină cu totul. Și crește. Bun, și cred că cam asta e. Nu mai e nimic pe aici, uite o plantă. Sper că e ciudat. O mâncăm să vedem dacă are vreun efect special. Parle, nu nici tată. Sper că nu mai sunt și alți bandiți, că ești și ale dacă mai sunt și alții. Cactus. Will you look at that, my friend? Hot burning sand as far as the eye can see. That's no place for me and my metal armor. I prefer the more moderate climate of the Midlands. Will you go to Nemora now? Yes. I am going to become a rebel.
Thank you for giving my life a new purpose, my friend. Take these healing potions from me. May they help you in battle. Bun. Da, și asta e deșertul, prieteni, nu prea se vede că e noapte și e jale. Dar nu e nicio problemă, ba, aș vrea să dau o tură înapoi, pentru că a rămas o peștere. M-aș fi teleportat direct în Emora, dar vreau să mă duc și în peștera aia să văd ce se află. Nu e foarte departe. După care mergem și dăm veșele Rulus, cum ai vezi ala ala? Uitat, ceapure. Și vom termina și episodul. Deja am trecut de limită, dar acum nu murim dacă e mai, un pic mai lung. Nu mai știu exact unde era peștera aia. Cred că mai sus un pic. Da, asta e o peșteră cu gândaci. Da. Gândaci în prostie. Oh, păi anșe. Când am omorât eu pe eram un mic, oh my fucking god. Bă, băteam și eu un pe dar nu trebuie odată. Deci ies? Cred că da. Nu mă, ce mă enervează ăștia când ies trei odată, nu-mi place. Spăianjenii. Uite pe unde mă duc cu ei, frate. Mă duc înapoi în varan cu ei. Bineînțeles. Bineînțeles. Hai să am făcut și levelul. Bun. Foarte mult gândat. Dar vreau să mă duc să văd dacă mai e ceva de merlit pe aici. Sper. Nu, am ieșit într-o altă parte. Nu știu unde. Nu știu unde mă... am ieșit la bandit deasupra, lol. Am să vin și pe aici, să înțeleg. Da, mamă. Nu știu dacă mai am un val de ăla. Mă, pe inventar. Sunt foarte mult și miliani se omor așa. Val, val, val. Nu prea mai am. Val lângă, val de foc, eu vreau. Mă, așa. Da, părniță de gândat. Val de aur, super.
Bun arc. Ești mai bun decât am eu. Ia să vedem. Arc 70, da? 80. Nu stăm la discuție, tatăl. Da, și cam asta a fost și peștera asta, mai ceva. Cam atât. Bun, hai să ne teleportăm în Nemora. Nemora. Mergem, dăm vestea lui ăsta și cam aia a fost atică șale. O să trag și omul puteți spune că nu văd nimic. Au și ăștia un pap aici. Brusel. Ce-am adus bunurile din deșert. I knew they were still there. Very well done. Here is your share of our gold. I got you a paladin. Paladins are exactly what we need to get our morale back in shape. Very good. You know how to help us. Nice. Will you tell me now who your boss is? I'm still not really sure. You are the leader of Nemora. All right. You have done enough for us, so I will now freely admit it. Very well done. Here is your share of our gold. Yes, I am the leader of Nemora. Welcome among us, my friend. I hope you won't disappoint us. Hai să-i spunem lui Hengli. Hengli is raiding harmless farmers to line his pockets. That's enough. I'll throw the guy out of my camp. I've tolerated that swine for far too long. That was well done. Keep your eyes and ears open, all right? Here is your reward. The rebel Charles at the Temple of Trellis needs reinforcements. Damn it all! Anything else while we're at it? Is there anything at all that can frighten this cursed land? What should I tell Charles? Tell him he can forget the reinforcements. We don't have enough people for that kind of action. He'll have to make it on his own. How can I help? You could lend us your strong arm. I think you should ask the others. I see. Bun, și cam asta a fost. Da, prieten, cam asta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați acolo un like, un subscribe și un share. Iar noi ne auzim în următoarele episoade. Toate cele bune, respect.